Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. A fost prezentat la Onești proiectul privind dezvoltarea rețelei de apă. O femeie din Comănești a murit intoxicată. Jandarmii la ceas de bilanț, peste 700 de misiuni de ordine publică în 2019. La Onești a fost prezentat proiectul cu finanțare europeană, dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul unei ședințe festive. Proiectul, în valoare de 58 de milioane de euro, a fost semnat de curând, iar pe 17 ianuarie s-au deschis ofertele de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor, iar atribuirea lucrărilor este estimată pentru luna iunie. Evenimentul a continuat cu o conferință de presă la stația de la Cuciur. Detalii în materialul următor. Doamnelor și domnilor consilieri municipali, stimate părinte Potopov, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați reprezentanți ai presei, dragi cetățenii județeni, suntem onorați să fim astăzi din nou în fața dumneavoastră, într-un demers consecvent care a demarat pe 1 iunie 2017, acela de a ridica continuu standardul serviciului de apă și canalizare, epurare din municipiul Onești, de a îmbunătăți permanent condițiile de viață ale cetățenilor municipiului Onești. Vreau să mulțumesc cu tot respectul, în mod onest, sincer, domnilor și doamnelor consilieri din acest minunat Consiliu Local, care ne-au sprijinit și au avut încredere în noi și ne-au acordat șansa să muncim pentru dumneavoastră în municipiul Onești. Sper că până astăzi am confirmat, cu siguranță în continuare vom confirma că nu ați greșit și că acest moment a fost un moment bun pentru cetățenii, de bun augur pentru cetățenii orașului Onești. Personal voi da niciodată ziua de 1 iunie 2017. Nu este cu prea mult timp în urmă, este ziua când noi am început să operăm sistemul de apă și canalizare al municipiului. Este ziua din care cetățenii orașului au beneficiat, așa cum este normal în secolul 21, din păcate, normalul în acest domeniu nu prea funcționa la Onești, și cetățenii orașului Onești au beneficiat de apă și canalizare 24 de ore din 24, ceea ce, repet, este normal. Așa trebuie să fie în secolul 21. Am promis atunci că vom moderniza în continuu sistemul de apă și canalizare de epurare, că vom realiza, în fapt, cel mai modern sistem de apă și canalizare de epurare din România. Nu am așteptat acest contract, realizarea acestui contract, în cadrul programului operațional investiții mari, POIM, și să stăm pe dreapta, să lăsăm timpul să treacă. Vreau să știți că din fonduri proprii ne-am acționat pentru modernizarea și rezolvarea problemelor din sistemul de apă și am investit din fonduri proprii peste 30 de milioane. De asemenea, de lei. De asemenea, vreau să știți că acest proiect, în valoare de peste 58 de milioane de euro, este cofinanțat consistent de compania de apă cu o sumă ce se apropie de 4 milioane de euro. Este un efort pe care îl facem, încă o dată spun, cu tot respectul pentru cetățenii municipiunești care merită, ca în cetățenii întregii țări, condiții normale decente de viață și din acest punct de vedere. Practic, este cel mai important proiect, este cea mai importantă investiție care s-a făcut în ultimele zeci de ani în municipiul Onești. Și mă bucur din tot sufletul să vă anunț că mâine vom deschide documentele licitației pentru realizarea stației de epurare, un obiectiv din cadrul acestui important și ambițios proiect al municipiului Onești. Vă asigur că în mai puțin de 2 ani de zile acest proiect va fi realizat in integru și că în mai puțin de 2 ani de zile, într-adevăr, municipiul Onești va avea cel mai modern sistem de apă și canalizare epurare din Moldova și din România. Aș vrea să mulțumesc celor care sunt astăzi, mă însuțesc astăzi la Onești și care ne-au sprijinit
s-au implicat serios în realizarea acestui, pentru că această zi de astăzi să fie posibilă. Aș vrea să mulțumesc echipei conduse de domnul director Bălan Cătălin, echipei de la Ministerul de Fonduri Europene, care ne-a sprijinit mult în realizarea acestui proiect și care în continuare ne va monitoriza, va fi cu echipă noi pentru ca să implementăm corect și în termen acest program. Aș vrea să mulțumesc consultanții care s-au implicat serios și am muncit foarte serios pentru acest program. Mă însoțesc astăzi și sunt în fața dumneavoastră membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă, care Consiliul de Administrație a aprobat întotdeauna sumele necesare pentru reabilitarea parțială a sistemului de apă și canalizare din Oneș. Și vă mulțumesc, stimați membrii Consiliului de Administrație. Vreau să-i mulțumesc în mod special unui om care a crezut în acest proiect, care s-a implicat într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Chiar dacă uneori am... E un om foarte insistent. Dar insistent nu pentru problemele personale, ci pentru problemele cetățenilor municipiului. Și vreau să-i mulțumesc domnului primar în Arhiu Nicolae. Vă spun cu una pe suflet, dacă dânsul nu ar fi fost atât de sufletist și de perseverent și de consecvent în domeniul, poate că ziua de astăzi s-a petrecut undeva peste un an, un an și jumătate. Pentru că, să știți, realizarea unui asemenea proiect, aducerea documentelor acestui proiect în fața Ministerului de Fonduri Europene, în fața Consultanței Naționale JASPAS, trecerea de toate barierele astea, asta reprezintă un demers care durează timp. Cei 2 ani în care noi am pregătit acest proiect, practic, sunt un record. Și în mai puțin de 2 ani implementăm. Vă rog să vă documentați. Acești ani sunt un record. Și în pregătire și în realizarea acestui proiect. Și vă mulțumesc, domnule primar. De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, când am găsit toată înțelegerea cu respectul, dânsul a introdus în regim de urgență în master planul județului Bacău toate proiectele și toate solicitările noastre, a convocat de îndată ședințele de Consiliul Județean care au fost necesare pentru aprobarea aceasta, este birocrația europeană. Trebuie să fie birocrația în sensul pozitiv, nu în sensul negativ. Trebuie să fie aprobările autorităților publice locale, începând cu autoritatea județeană, Consiliul Județean. În niciun județ, noi acționăm în 8 județe, nici în județul Constanța, nu am găsit înțelegerea pe care am găsit-o la Consiliul Județean al județului Bacău. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Totul începe sub auspiciile cele mai bune. Și vă asigur încă o dată, stimați membrii ai Consiliului Local Municipal Onești, dragi cetățeni ai orașului Onești, când mai puțin de 2 ani de zile vom realiza acest proiect. Îl vom implementa niște condiții foarte, foarte, foarte strict monitorizate. Vom avea grijă, ne vom preocupa ca viața cetățenilor să fie cât mai puțin afectată de realizarea acestui proiect, care este un proiect de mare amploare. O să vă prezinte proiectul domnului director Preda. Înainte de a-i da cuvântul domnului director Preda, pentru că domnul primar ne-a încredințat pentru o scurtă perioadă stațional din operator, am să rog pe domnul director general Cătălin Bălan, reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene, un om cu experiență extraordinară în domeniu, să se refere la acest proiect. Bună ziua! În deschidere, aș dori să mulțumesc domnului primar, precum și domnului președinte, director general, pentru invitația de a participa la acest moment fast, din punctul nostru de vedere, pentru municipiul Onești. Îmi permit să fac o mică proiecție. Nu sunt singurul reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene prezent. Suntem o delegație numeroasă și bine să arate că acest proiect, deși unul de 58 de milioane mic față de ce poate Raja să implementeze, și mă refer la proiectul major, pe care a reușit să-l treacă prin furcile caudine ale evaluatorilor Comisiei Europene de 661 de milioane de euro, este un proiect deosebit de important, pentru că noi suntem convinși că acest proiect va fi implementat conform calendarului de implementare și mă voi asigura personal săptămânal că acest grafic de implementare nu reprezintă doar o fotografie frumoasă, ci va reprezenta un angajament ferm din partea Raja Constanța de a reuși să implementeze în calendarul proprii obiectivele de investiții. Această credință noastră vine din faptul că deja este a 3-a perioadă de programare în care lucrăm cu Raja ca și implementatori de fonduri europene.
Prin celelalte două perioade pe care le-a parcurs, Raj a reușit să atragă peste 1 miliard de euro la nivelul României, toți investiții în infrastructură de domeniu care aparține proprietății publice, autorităților locale, infrastructură de apă și canalizare. Acest lucru, la care se adaugă faptul că a reușit și proiectul major să parcurgă toate etapele și să obțină finanțare de la Bruxelles în valoare de 661 de milioane de euro și face parte să mă repet de această dată, ne creează nouă condițiile de a crede că promisiunile pe care vi s-au făcut la ora actuală vor fi și duse la îndeplinire. În primul rând să vă spun bun venit, iată, la deschiderea celui mai mare proiect de infrastructură de apă și canal din județul Bacău și cel mai mare proiect pe care municipiul Onești l-a... Mulțumesc! Pe care municipiul Onești l-a atras ca și fonduri europene alături de Raja și de consultanți pentru un serviciu de utilitate publică față în lipsa căruia nicio comunitate nu poate să supraviețuiască. După ani în care oneștenii nu au fost tratați cu respect, iată că vine rândul în care trebuie să îndreptăm ceea ce nu a fost corect până acum, și anume să beneficiem de un serviciu public de alimentare și apă la standarde europene. Asta presupune investiți în ceea ce privește, pe de o parte, infrastructura de apă și canal, dar ceea ce este important este că prin aceste fonduri, prin acest proiect, vom realiza și o sursă de apă independentă de sursa de apă pe care o are acum municipiul Onești, și anume din care se alimentează barajul de la Valea Uzului. Dacă până acum existau situații în care o infrastructură veche, aducțiunea de la Valea Uzului la Onești, veche de peste 40 de ani, punea în pericol, pe de o parte, confortul, dar cel mai important, sănătatea locuitorilor municipiului Onești, iată că peste 2 ani oneștenii vor beneficia de cel mai modern sistem de alimentare cu apă și canalizare din România, nu doar din județul Bacău. Înțeleg că mâine se deschid de ofertele, licitații în ceea ce privește realizarea unei stații de epurare, cu o valoare aproximativ de 17-18 milioane de euro. Un proiect care va începe undeva, se va băga cupa buldozerului în pământ undeva în luna iunie acestui an, iunie-iulie, iar finalizarea tuturor lucrărilor va fi maxim în 24 de luni. Pardon, mă scuzați. Eu nu pot decât să mulțumesc încă o dată oneștenilor pentru că au avut încredere în mine și eu am reușit alături de Consiliul Local să deleg acest serviciu către cel mai serios, cel mai puternic operator de apă și canal din România. Să-i felicit pe cei de la Raja că au reușit să atragă până acum în România fonduri de peste 1 miliard de euro. Să felicit Consiliul Județean pentru că ne-a fost alături în ceea ce am făcut vis-a-vis de acest proiect. Autorizații, hotărâri de Consiliul Local, hotărâri de Consiliul Județean pentru a reuși ca semnarea contractului să se întâmple într-un termen record. Să felicit Ministerul Fondurilor Europene pentru că prin specialiștii care iau acolo nu au făcut decât să ne ajute în tot acest demers administrativ pe care împreună l-am concurat și l-am pornit, și să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că într-o zi ca aceasta, pe care vă spun că nu veți uita ușor, ne-ați fost alături să promovăm lucruri bune pe care românii le fac pentru români. Eu vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, vă urez un 2020 foarte bun și domnului președinte Brașoveanu, domnului președinte Struie Felix, le urez ca în 2020 să rămână neschimbați. Vă mulțumesc mult! Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și pentru încrederea care ne-ați acordat-o de a ne primi în orașul Onești și a munci pentru oneșteni. Mulțumesc cu același respect încă o dată domnilor și doamnelor consilieri din Consiliul Local al Municipiului Onești. Această zi n-ar fi fost posibilă fără implicarea puternică, imediată, a Consiliului Județean, a domnului președinte Brașovean.
Vă spuneam jos că Onești nu era prevăzut în masterplanul acestui județ. Nu mă așteptam ca în câteva zile, când domnul președinte a inițiat măsuri extraordinare, a convocat ședințe, a pus comisiile să lucreze și în câteva zile Onești a fost băgat în masterplan. Nu pe ultima sută, pe ultimul metru, pe ultimul centimetru. Și vreau să-i mulțumesc domnului președinte, asta fiind numai o părticică din ajutorul pe care l-am primit. Și aș vrea să vă rog, domnule președinte, în această conferință de presă, totuși, e drept să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule director general, domnule primar. Eu ce pot să mai adaug, în primul rând sunt bucuros, sunt aici prezent alături de colegul meu, vicepreședintele Silviu Praveț, și suntem martori acestui eveniment unic la nivel județean cu asemenea investiție. Vreau să felicit în primul rând oneștenii, pentru că oneștenii au suferit atâta timp. Din păcate, apa le-a fost confiscată de un operator care ani de zile, peste 15 ani, nu a făcut niciun leu investiție. Și a ajuns ca oneștenii să fie într-o situație critică în care, de ce spun și de ce felicit oneștenii, pentru că prin aleșii locali, iată, au luat o hotărâre într-o situație critică pentru oneșteni și pentru județ, ca astăzi să fim în această situație fericită cu investiții. Momente unice, momente în care ne aducem acum aminte după iunie 2017 cu bucurie. Și sprijinul Consiliului Județean vine mai din urmă și vechea echipă a Consiliului Județean, împreună cu fostul președinte a Consiliului Județean, Dragoș Mihai, a dat tot sprijinul, pentru că aici au fost litigii încrucișate cu tot felul de interese în dauna cetățeanului din Onești. Aceasta a fost soluția, o companie foarte serioasă, responsabilă și a trecut imediat la niște investiții majore, investiții făcute din resursele proprii ale companiei. Ceea ce s-a văzut în cei 2 ani și jumătate cu peste 30 de milioane de lei investiți din finanțare, la care se adaugă 5,6 milioane din 2018 pregătirea aplicației de finanțare. Sunt eforturi făcute de către companie cu sprijinul necondiționat al oneștenilor prin Consiliul Local și al primarului Nicolae Natiuc. Am trecut amândoi, pentru că domnul primar în 2016, în toamna lui 2016, a fost personal la mine și a zis: suntem într-o situație critică, cum ieșim din asta, și vă rugăm și ne dați tot sprijinul. Mă bucur că și sprijinul este necondiționat în continuare, încercăm orice aviz și de aici încolo, tot ce aveți nevoie de la Consiliul Județean, cu toată priceperea noastră, vă dăm tot sprijinul, încât fiecare zi pe care putem câștiga de a obține un aviz, o documentație, un certificat de urbanist sau tot ce mai aveți nevoie, sau în viitor, dacă e nevoie de actualizarea masterplanului, acest document strategic atât de important, și apreciez viziunea companiei. Domnule primar, felicitări în primul rând, iată, ați reușit și în fața oneștenilor și în fața județului Bacău, cetățenii județului Bacău, sunteți un învingător. Felicitări! O femeie din Comănești a murit intoxicată, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru deblocarea unei uși de acces într-un apartament situat la etajul 1 al unui imobil de pe strada Alea Parcului din orașul Comănești. În apartament, pompierii militari au constatat că de la unul din arzătoarele aragazului se simțea un puternic miros de gaze, fapt pentru care au procedat la închiderea tuturor aparatelor conectate la rețea și au aerisit apartamentul. Din nefericire, în interior a fost găsită proprietara, care a fost declarată decedată de către un echipaj al serviciului de ambulanță Bacău. Măsuri pe fondul gripei aviare, veterinarii băcăoani au intrat deja în alertă, luând măsuri de profilaxie și intensificarea monitorizării efectivelor de păsări. Și asta în contextul semnalării prezenței virusului la o fermă de tip comercial din județul Maramureș.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a solicitat reactualizarea tuturor procedurilor de biosecuritate și respectarea strictă a acestora în toate fermele avicole și a intensificat controlele la destinație în fermele de păsări vii, ouă pentru incubație, unitățile care produc, depozitează și comercializează produse și subproduse de pasăre pe teritoriul întregului județ Bacău. Pe lângă informarea medicilor veterinari și a fermierilor, sunt monitorizate și activitățile de comerț intracomunitar, dar și cu state terțe cu animale vii, produse și subproduse de origine animală, desfășurate de agenții economici. Polițiștii bacăuani au reținut un bărbat de 42 de ani din București, dat în urmărirea internațională pentru comiterea infracțiunii de furt calificat pe teritoriul Italiei. Măsura urmăririi internaționale a fost instituită la solicitarea autorităților italiene, întrucât bărbatul se sustrăgea de la executarea unui mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost încarcerat în centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Bacău, iar în continuare se efectuează demersurile necesare declanșării procedurii de predare către autoritățile italiene. Fermierii bacăuani au timp doar până la sfârșitul lunii pentru a cere ajutorul acordat de stat pentru motorina folosită în toamna trecută la lucrările agricole. Astfel, până pe 31 ianuarie inclusiv, potențialii beneficiari trebuie să depună la sediile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bacău cererile de plată. Acestea trebuie să fie însoțite, printre altele, de copii ale facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului însușite prin semnătură. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărei valoare unitară este de 1,89 de lei per litru. Pe 24 ianuarie vom sărbători Mica Unire. Această zi a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit unirea principatelor române în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești. Cum va fi sărbătorită această zi la Onești, aflăm din materialul următor. Jandarmii bacăuani la ceas de bilanț, în 2019 au participat la peste 700 de misiuni de asigurare a ordinii publice și au aplicat peste 6.000 de sancțiuni. Prin Sistemul Național Unic Apel de Urgență 112, jandarmii bacăuani au intervenit în peste 930 de situații și solicitări din partea cetățenilor. Pe parcursul anului trecut au desfășurat și peste 540 de activități de prevenire a violenței în cadrul unor programe pe această temă în instituțiile de învățământ preuniversitar, cu ocazia adunărilor publice, dar și pe timpul desfășurărilor, jocurilor și competițiilor sportive la care au luat parte. Acestea au fost știrile, în continuare puteți urmări prognoza meteo. Sâmbătă 18 ianuarie se va forma ceața, maxima va fi de 4 grade Celsius, iar minima de minus 6 grade Celsius. Duminică 19 ianuarie cerul va fi acoperit de nori, maxima va fi de 2 grade Celsius, iar minima de minus 4 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!